Luni, pe terenul sintetic de pe șoseaua Prieteniei, a început etapa a doua din Liga Prieteniei Giurgiu. Competiția destinată iubitorilor de fotbal a strâns în acest al treilea sezon 16 echipe din oraș, dar și din județ. După disputarea celor patru partide programate, rezultatele sunt următoarele. Young Boys, Voința Slobozia 3 la 11, Real Bronx, Giurgiuvenii 8 la 3, SNLP, Unirea Frătești 0 la 0, Salvatorii, Emo Galaxy 8 la 5. Finalul celei de-a doua etape îi va aduce în față pe Spartani ACS Victoria, Aseavi viitorul energia remuș fairplay forest bicu comar amici